Salut, balanțe! Voi face citirea pentru luna plină din casa cunoașterii a voastră. Este o casă a noua. Cunoaștere spirituală, cunoaștere de sine, aprofundată, studii, călătorii. Cunoașterea prin călătorii, cursuri superioare, pentru unii chiar și examene. Sau studii pe care le faceți singuri. Să vedem sfatul tarotului ermetic pentru această cunoaștere a voastră. Aveți turnul, deci am putea spune că această cunoaștere ați făcut o construcție, ați început ceva unde ați făcut greșeli. Această construcție a voastră a fost construită pe o bază instabilă. Acum puteți fi într-o perioadă de stagnare. Dar voi puteți să, am putea spune, să vă folosiți această cunoaștere după ce reconstruiți totul pe o bază mai solidă, fără greșeli, fără imprudențe. Acum s-ar putea să vedeți greșelile voastre și să vă dați seama de aceste greșeli și să încercați să schimbați ceva. Această schimbare, de fapt, această construcție se dărâmă. Nu puteți să mergeți mai departe până când nu reconstruiți totul pe o bază solidă. Doiul de monede arată banii de care dispuneți, bani pe care puteți să-i împărțiți, să-i folosiți în ce scopuri vă doriți. Adică sunt bani pe care îi primiți, fie că este vorba de salariu, unde în urma acestei cunoașteri voi s-ar putea să mai primiți ceva bani sau în urma unei călătorii, să mai primiți ceva bani în plus care vă dă o stare de bine și, bineînțeles, sunteți totuși nemulțumiți. Chiar dacă aveți acești câțiva bănuți, nu sunt mulți, deci asta subliniez că nu sunt mulți, dar sunt ceva bănuți mai mult decât ați avea fără această cunoaștere sau fără acest turn care se dărâmă. Voi ați făcut multe eforturi, dar nu ați primit ceea ce ați dorit. Poate că această cunoaștere a voastră nu a fost împărtășită de ceilalți sau nu apreciază cunoașterea voastră. Din această cunoaștere, voi vă doriți acești bani sau obțineți niște bani, dar trebuie să vă pregătiți pentru această schimbare, am zice, fiindcă reconstrucția unui turn presupune stagnare, presupune eforturi, dar în primul rând dă o schimbare clară. Haideți să vedem pentru balanțe. Strângem ce nu ne este de folos.
Bun. Voi aici aveți, în primul rând, această schimbare. Este o schimbare pe care voi ați gândit-o, fie că este vorba de locul de muncă, fie că este vorba de locuință, este vorba de o mutare. V-ați mutat. Această mutare nu a fost benefică pentru voi, nu v-a adus ceea ce ați sperat. Ba mai mult, v-a adus și această persoană sau persoane care v-au cunoscut slăbiciunile, v-au cunoscut dorința. Să zicem că unii ați vrut să plecați de la o locuință, să zicem, de la bloc, ați vrut să vă construiți o casă. Și acest lucru au știut aceste persoane, fiindcă sunt lipsite de omenie. Și v-au întins capcane, v-au furat, v-au făcut niște propuneri otrăvite, care, bineînțeles, au fost o hoție. Cam asta reprezintă aceste persoane rău intenționate, persoane care urmăresc să păcălească pe alții, să fure. Și această cădere de energie, de vitalitate, tocmai datorită din această situație. Dar aceste persoane s-ar părea că vin din familie. Aici este familia. Am putea spune că nu vă puteți bucura să spuneți am avut noroc de o familie bună. Deci am zice n-ați avut noroc de o familie care să vă aprecieze munca. Din contră, în această familie apare aici o energie feminină, o femeie. O femeie care, din egoismul ei, din lăcomia ei, v-a mințit și v-a păcălit, v-a adus poate această vulnerabilitate. Deci, cam ăsta este în principal aspectul pentru voi. Dar aveți aici o rună care este benefică, dar așa cum am spus, singură, greu va schimba această situație nedorită. Este o rună a darurilor, a aspectelor benefice, dar s-ar putea să fie acele daruri pe care voi le oferiți prin cunoașterea voastră sau vi le oferiți. Deci această cunoaștere. Daruri, declarații, sentimente bune, dar aveți acest lucru pe care îl cunoașteți foarte bine, fiindcă aici aveți și turnul, această construcție, familia, care nu vă este utilă în situația asta, din contră, am zice, n-ați avut noroc de o familie care să vă aprecieze, din contră, aveți această femeie care v-a trădat, plus acești, ea reprezintă omenie, deci poate să reprezinte mai multe persoane care v-au făcut oferte intenționat să vă fure sau s-au dat drept oameni sentimentali, că își arată sentimentele față de voi, dar ei de fapt mințeau. Trebuia să nu-i luați în seamă, trebuia să verificați orice ofertă, mai ales de la persoane nesigure, trebuia să le evitați. Și tocmai datorită acestor aspecte aveți un 8 de cupe unde aveți foarte multă nemulțumire, dar totuși aveți acești bani, am putea spune, care vă dau o stare de bine, acest gipu care reprezintă daruri, fiindcă și 8, 2-ul de monede, 2-ul de monede arată aspectele pe care sunt benefice, pe care vi le puteți oferi voi vouă. Adică să vă
distrați, să vă permiteți o călătorie, să vă permiteți ceva. Deci cam aceasta este citirea. Eu vă doresc numai bine și vă mulțumesc pentru timpul acordat.